Vă salut, dragii mei! Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și vă spun bun găsit! Astăzi, la Enigmele Lumii, vorbim despre Eter, sursa energiei universale. Trăim într-un univers armonic construit pe o fundație unificată, nevăzută, de energie conștientă și iubitoare, cunoscută sub numele de energie punct zero sau Eter. Până în secolul 20, toată tradiția științifică occidentală a propus că o astfel de forță energetică a existat, mergând înapoi cel puțin pe vremea filozofilor greci antici și cel mai probabil la o civilizație mult mai veche, cu cunoștințe științifice avansate. Existența acestui eter s-a dovedit a fi falsă prin experimentul Michelson-Morley, pe scurt MM, de la începutul secolului 20, iar majoritatea oamenilor de știință încă cred că este corect așa. Există o serie de motive pentru care experimentul MM este defectuos, iar pentru cei înclinați din punct de vedere tehnic, mulți dintre cercetători au explicații detaliate despre modul în care a fost interpretat greșit. Știm acum că o știință eterică este singurul model rămas al universului care se potrivește cu dovezile care sunt acum disponibile. Teoriile actuale care lucrează cu aceste concepte de eter, inclusiv fizica secvențială, cinetica subcuantică, termodinamica de neechilibru, teoria generală a sistemului, teoria sistemelor reciproce, teoria universului armonic, fizica undelor scalare, fizica hiperdimensională și orice număr de teorii ale câmpului unificat, toate sunt de acord că realitatea noastră fizică ia naștere din această substanță energetică ascunsă, care creează tot ceea ce știm și vedem prin vibrare. Și astfel, ca peștii din mare, presiunea acestui fluid energetic ne înconjoară constant, deși în mod normal nu-i observăm prezența. În această bogăție de date noi, fluidul eteric este o sursă de energie extraordinară, care se află într-o mișcare vibrațională constantă, care curge prin toate obiectele din univers, creându-le și recreându-le în fiecare secundă, așa cum flacăra unei lumânări absoarbe constant ceara nouă și oxigenul și radiază căldură și lumină nouă, dar continuă să existe ca o unitate măsurabilă. Dacă acest eter încetează vreodată să curgă și să se învârtă ca un comportament atât de inteligent și intenționat, toată masa ar deversa căldură, s-ar dizolva treptat și ar reveni la starea sa de energie primordială, adică flacăra s-ar stinge. Într-adevăr, această nouă fizică a secolului 21 ne spune că însă și blocurile de construcție ale masei, atomii și chiar moleculele nu sunt deloc particule. În schimb, ele nu sunt în cele din urmă nimic mai mult decât vârtejuri sferice de energie în acest râu curgător de eter. Și eterul însuși oferă cel mai tangibil și științific mod de a defini, explica și chiar proiecta mintea lui Dumnezeu. Din ce în ce mai mulți cercetătorii nu se tem să folosească cuvântul interzis eter atunci când discută despre energia punctului zero, această substanță de fond curgătoare a universului care poate fi dovedit că există peste tot. Cuvântul eter devenise în esență tabu după ce experimentul Michelson-Morley i-a infirmat existența în 1887, chiar dacă tot ceea ce a făcut cu adevărat a fost să infirme existența unui eter material, care ar fi o substanță fizică literală de materie care atârna în aer ca un gaz. Ideea originală pentru acest experiment nu a fost să dovedească sau să infirme existența eterului, era pur și simplu pentru a măsura cât era acolo. Experimentul a propus că pe măsură ce Pământul se mișcă prin spațiu, ar exista o glisare a substanței eterice care ar putea fi măsurată în direcția de călătorie a Pământului, similar cu ondulațiile de pe un bazin de apă în timp ce mișcăm mâna prin el. Există mai multe probleme cu acest lucru fiind folosit pentru a infirma că există un eter. În primul rând, știința convențională nu înțelege că gravitația este mișcarea primară a eterului de pe Pământ, pe care o putem măsura, care prescrie sfârșirea eterică a mișcării Pământului prin spațiu. Pentru o persoană din interiorul câmpului gravitațional, gravitația ar fi singura mișcare eteric vizibilă, ne ferește de alte mișcări. În al doilea rând, nu și-au dat seama că eterul formează și instrumentele de măsurare,
precum și zona de măsurare, făcând astfel imposibilă orice măsurare a unor astfel de modificări subtile. Orice schimbare în zona înconjurătoare va produce de asemenea o schimbare a instrumentului în sine. Înainte de experimentul lui Michelson și Morley, majoritatea fizicienilor au fost de acord că acest eter trebuie să existe și au creat modele funcționale și construcții matematice bazate pe el. Și acum, rezultatul negativ al experimentului MM a fost înlocuit de un plen de descoperiri care demonstrează că conceptele antice au avut dreptate tot timpul. Diferența este că acum știm că atomii și moleculele nu sunt compuse decât din câmpuri electromagnetice, a căror energie provine dintr-o sursă care nu este încă măsurabilă cu majoritatea metodelor convenționale. Prin urmare, în timp ce relativitatea și mecanica cuantică au fost semnele distinctive ale fizicii secolului 20, în impas de contradicții evidente și de turnuri babiloniene imposibile de o logică din ce în ce mai contorsionată, o interpretare modernă a eterului va întineri rapid fizica cu o viață nouă și ordonată în secolul 21, întoarcerea universului la o unitate de înțeles în care cunoaștem terenul de joc. Pe măsură ce înțelegerea noastră acestei surse de energie universală continuă să se extindă, ne confruntăm curând cu ideea că este inteligență, că poate interacționa direct cu conștiința noastră. La urma urmei, dacă acesta este cu adevărat câmpul unificat pe care știința principală l-a căutat ca bază pentru întreaga materie, atunci suntem și noi o parte a acestui câmp unificat, minte, corp și spirit. Sau, pentru a-l spune în termeni diferiți, din moment ce avem conștiință, atunci conștiința trebuie să fie și o parte funcțională a acelui câmp unificat. Acest simplu punct al filozofiei este destul de des ignorat în cursul unei investigații științifice. În virtutea faptului că conștiința există, ea trebuie să fie o funcție a câmpului unificat, oricare ar fi aceasta. Și în cartea sa Scurtă istoria timpului, cunoscutul fizician Stephen Hawking a prezis la sfârșitul anilor 1980 că această teorie a câmpului unificat va fi rezolvată în 20 de ani. Conceptul unei conștiințe care este inerentă energiei universului nu mai este în domeniul fantasmelor și spiritiștilor, deoarece fizicienii cuantici moderni au descoperit dovezi de nerefuzat că așteptările experimentatorului pot afecta în mod dramatic rezultatul experimentului. Energiile cuantice implicate știu că sunt urmărite. Oricine poate merge la secțiunea de știință a librăriilor locale și poate găsi zeci de titluri care vor discuta acest lucru. Mai mult, știm de asemenea că această interacțiune conștientă cu materia nu trebuie să se oprească cu arena cuantică. În domeniul parapsihologiei, care este solid empiric și s-a luptat în zadar pentru acceptarea academică mainstream de mulți ani, există instituții prestigioase precum Princeton Engineering Anomalies Research sau PR, care au dovedit absolut că conștiința umană poate afecta rezultatul procedurilor aparent aleatoriu. Experimentatorul aruncă bilele printr-un singur slot într-o matrice care, în mod normal, ar trebui să le canalizeze într-o configurație aleatorie în 10 sau 15 sloturi din partea de jos și, totuși, prin pură intenție, participantul este capabil să mărească semnificativ numărul de mingi de ping-pong care cad într-un anumit slot. De asemenea, este important să ne amintim că subiecții pentru acest tip de experimente nu sunt psihici grei, ci oameni obișnuiți. Deci nu vorbim despre ceva care este disponibil doar anumitor oameni de elite din societate. Aceste experimente dezvăluie în mod clar că ființa umană posedă un potențial neexploatat care nu a câștigat încă acceptarea științifică de masă. Prin urmare, dacă întregul univers este compus dintr-un câmp unificat sau dintr-o sursă de energie conștientă unificată, atunci, așa cum am spus, suntem și noi o parte a acelui câmp. Conștiința noastră poate interacționa cu ea la mai multe niveluri. Și, deși mulți dintre noi nu au ajuns la un consens despre cine sau ce este Dumnezeu de fapt, trebuie de asemenea să urmăm logica
și să admitem că toate conceptualizările noastre fundamentale despre Dumnezeu trebuie luate în considerare și în acest model. Și atunci când înlăturăm distincțiile religioase și confesionale ale diferitelor sisteme de credințe de pe planetă și încercăm să țesem un singur fir prin învățăturile lor, rămânem cu simplul fapt că natura fundamentală a energiei lui Dumnezeu este iubirea și lumina. Și din moment ce natura sa este iubitoare, ni se spune că încearcă să-i facă pe toți ceilalți să simtă la fel. Se străduiește continuu ca fiecare formă de viață conștientă din univers să se reunească cu acea iubire și lumină cât mai mult posibil. Prin urmare, Iisus ne-a învățat să iubim pe aproapele nostru ca pe noi înșine. Ni se spune că Dumnezeu evoluează prin deciziile libere ale participanților săi aparent separați. Întregul univers se schimbă pe măsură ce alegem să ne reunim în unicitate. Punctul cheie care poate conecta conceptele despre Dumnezeu, dragoste și fizică, este ideea vibrațiilor simpatice, așa cum a sugerat cercetătorul John Keely. Acesta ne amintește că acest principiu este ușor de văzut cu un diapazon. Dacă loviți un diapazon și aveți în apropiere un altul de proporții similare, vibrațiile sunetului se vor transporta în mod misterios către furca ce nu vibrează și o vor face să rezoneze de la sine. În mod similar avem oameni diferiți, națiuni diferite, planete diferite și putem fie să alegem să ne iubim și să ne înțelegem unul pe celălalt, fie să alegem să ne urâm și să ne distrugem unii pe alții. Deci, în cel mai simplu sens posibil, putem fie să avem credință, fie pur și simplu să postulăm că întregul univers este o ființă cu o singură minte și că atât eterul non-fizic cât și materia fizică sunt toate o parte fundamentală a acelei ființe interconectate. Toate învățăturile spirituale ale lumii ne spun că Dumnezeu caută unitatea, unitatea și conexiunea și de asemenea asociază acest lucru destul de direct cu conceptul de vibrație. Pentru a folosi o analogie dată de Dr. Walter Russell în Secretul Luminii, putem lua un singur fir, să-l îndoim la 90 de grade și să începem să-l rotim. La viteze mai mici putem vedea cu ușurință firul, dar cu cât îl vibrăm mai repede cu mișcare circulară, cu atât mai mult va apărea ca un disc complet solid. Acesta este un model pentru modul în care materia noastră aparent solidă ar putea fi văzută ca fiind compusă în cele din urmă din energii nesolide care vibrează la o anumită frecvență, dar este și un model care ne permite să vedem cum, cu cât vibrațiile cresc mai mult, cu atât mai stabilă și mai unificată va deveni compoziția lor. Prin urmare, unitatea este punctul de singularitate în care toate vibrațiile devin simultane, toate culorile devin lumina albă și tot spațiul și timpul se contopesc într-un singur centru al momentului. Din nou, cu cât ne apropiem de punctul moment al unicității, cu atât vibrațiile vor deveni mai mari. Și astfel, deși dragostea este adesea văzută ca un simplu concept nebulos, subiectiv, care de multe ori este legat de idei de control și sexualitate, în modelele eterice poate fi foarte bine definită. Dragostea este tendința pentru entitățile din câmpul unificat, fie că sunt umane, particule sau de altă natură, de a vibra din ce în ce mai mult spre unitatea armonică sau pur și simplu spre unitate. Deci vă întrebați ce legătură are dragostea în ființa umană cu mișcarea vibrațională. Există mai multe moduri de a privi acest aspect. Într-un sens mai fizic, sentimentul de iubire provoacă mai multă mișcare în sistemul nervos și în întregul corp. Pupilele se dilată, ritmul cardiac se accelerează, conductivitatea pielii se modifică, transpirația crește, respirația este accelerată și procesele neurologice curg mai repede, ducând la o mai mare inspirație. Mai mult, sentimentul de iubire va aduce o ființă umană într-o armonie mai mare cu ceilalți din jurul ei. Există o tendință mai mare de a zâmbi, de a fi fericit și de a fi prietenos. Într-un sens foarte real pentru multe filozofii spirituale, aceasta creează o mișcare radiantă,
deoarece atunci când iubirea este radiată către o altă persoană, acea persoană începe și ea să o simtă și este probabil să continue să o iradieze altora. Această mișcare radiantă poate fi văzută cum călătorește prin umanitate, în același mod în care o undă prezintă mișcare printr-un mediu dat, deși poate să nu pară a fi o undă care se mișcă rapid pe axa timpului. Această mișcare a iubirii este un factor în fizică, cum ar fi la nivel cuantic, precum și în ființele umane. În consecință, eterul care formează toate obiectele din univers trebuie să fie în mișcare. Dar de ce trebuie să existe mișcare? Poate vă întrebați. Fără mișcare nu este existență. Dacă în cele din urmă universul este format pur și simplu dintr-un câmp unificat, atunci trebuie să se întâmple ceva în acel câmp pentru a crea schimbare. Nu poate să stea acolo. Cu alte cuvinte, dacă câmpul rămâne static, nemișcat și neschimbător, atunci nu ai putea construi realitatea, deoarece la cel mai fundamental nivel cuantic, energia trebuie să se miște pentru a funcționa. Acea mișcare este o vibrație. Prin urmare, toate elementele acestui câmp unificat ar putea fi văzute ca existând fundamental ca mișcare vibrațională. Dacă nervii din creierul tău nu ar fi capabili să vibreze energia prin ei înșiși și în zonele corespunzătoare, nu ai fi capabil să gândești sau să-ți operezi corpul în nicio capacitate. Dacă sângele nu ar vibra prin venele tale, prin acțiunea diferitelor contracții musculare, ai muri. Dacă electricitatea nu are voie să vibreze prin plăcile de circuit ale computerului, computerul nu va funcționa. Dacă energia din atomii nu s-ar mișca, nu i-am putea percepe și nu s-ar putea lega între ei pentru a forma compuși chimici de bază. Așa că, pentru tine, ființă umană, este important să vezi că, într-un sens neurochimic foarte direct, fiecare gând și acțiune, oricât de mică, creează o formă de vibrație în energia eterică care te înconjoară și te creează. Dacă interacțiunile electrice din creier și corpul tău au avut loc doar în contextul spațiului gol din jurul tău, atunci s-ar putea să nu te aștepți ca ele să călătorească în afara barierei pielii tale către aer. Dar acum știm că nu există spațiu gol în univers. Dacă toată energia este unificată ca un singur câmp, ca energie eterică, atunci orice mișcare de energie în acel câmp trebuie să rezoneze în întregul său, inclusiv mișcarea conștiinței. Gândiți-vă la asta în acest fel. Corpul nostru nu ar putea funcționa foarte bine dacă fiecare celulă s-ar declara separată de corp și s-ar închide, refuzând să vibreze cu restul sistemelor corpului. Din acest motiv simplu, învățătorii spirituali ai lumii ne sugerează cu toții că Dumnezeu are o agendă, căutând să întărească gândurile și acțiunile iubitoare și unificatoare. Cum ar putea o parte a corpului să se înfurie împotriva alteia dacă corpul vrea să se perturbeze prin cooperare? Nimeni nu poate nega că fiecare dintre noi dorește să fie fericit. De ce ar trebui Dumnezeu să fie diferit? Deci, dacă conștiința noastră creează de fapt unde de vibrație în această mare de energie eteric non-fizică, atunci cu cât devenim mai iubitori pentru noi și pentru ceilalți, cu atât mai mult acest lucru ne determină să ne întărim fuziunea vibrațională cu energia creației. Și în cele din urmă, această fuziune este un punct fără spațiu, fără timp și tot spațiu, tot timpul. Geometric este centrul. Dragostea este o forță care iradiază, întărește, unifică. O forță care se deplasează către punctul central al unității, în timp ce ura sau absența iubirii este o forță absorbantă, dezintegratoare, de slăbire, care absoarbe energia departe de punctul central al unității și o compartimentează. Deși mulți oameni probabil nu vor fi de acord cu astfel de evaluare a naturii vibraționale a conștiinței, este cu siguranță ceva care merită un proces echitabil, mai ales în lumina dovezilor științifice. Această importanță a iubirii ca vibrație este de departe cel mai fundamental mesaj spiritual pe care entitățile pozitive
par să încerce să-l transmită omenirii prin mai multe metode, cum ar fi fenomenul lecturilor psihice. Deci, deși într-adevăr îndoiește oarecum mintea să se gândească la iubire ca la o mișcare energetică reală și tangibilă, există un număr din ce în ce mai mare de oameni care lucrează la creșterea lor spirituală și la procesele de vindecare, care vorbesc despre această energie în mod constant. Chiar dacă știința face pași mari în multe moduri foarte importante, trebuie să respectăm de asemenea câți pași spirituali au loc și în societatea noastră. Din ce în ce mai mulți dintre noi devin conștienți de imaginile mai mari care definesc realitatea așa cum o cunoaștem și nu ne este frică să urmărim indiciile noilor soluții. Știința nu mai trebuie să fie compartimentată în măsura în care fizicianul merge la biserică și se roagă lui Dumnezeu, iar apoi își petrece restul săptămânii în laborator încercând să infirme existența. Dragii mei, atât pentru astăzi. Vă mulțumesc ca de obicei pentru că mi-ați fost alături și vă aștept cu drag și data viitoare. Pe curând!